Chișinăul prin timp, colecția de pictură care ne cheamă spre cunoaștere și descoperire, spre deschidere și lumină, spre pași noi ce vor căuta în forfotul cotidian al capitalei, frumosul și farmecul ei. Autoarea acestor lucrări este artistul plastic Galina Vieru, poetă între pictori și pictor între poeți. Chișinăul pentru mine cu adevărat este orașul alb de piatră și sper foarte mult ca acest nume al lui să fie păstrat și tendința în arhitectura nouă să vizeze cumva culoarea asta al albului, pentru că ridicându-ne undeva pe colinile Chișinăului, când îl privim ca în palmă, îl vedem cu adevărat ca un șirac de margele albe, să spunem așa, și această nobleță a lui, acest rafinament, mă strădui să-l aștern pe pânze pentru a arăta tuturor că acest oraș își merită numele de oraș alb. Expoziția Chișinăul prin timp cuprinde o serie de lucrări bazate pe legende și realități care dezgolesc chipul alb de piatră al acestui oraș, crestat și șlefuit de timp prin oamenii și secolele lui. Ea nu reproduce, să zic așa, motamo istorie. Ea poetizează această istorie. Aceste monumente despre care se știe, pentru că, mă rog, Moara Roșie intră ca un monument vechi de arhitectură, dar e are așa un aspect gri, monoton. Galina Vieru a găsit anume acea culoare care imprimă o notă de sărbătoare, ceva major, ceva care ne face să contemplăm și în același timp să medităm asupra acestui trecut. În pânze au renăscut edificii uitate, locuri istorice și peisaje din capitala noastră. Această idee m-a preocupat și pe mine, Chișinău vechi, Chișinău memorabil, Chișinău pe care am vrea să-l păstrăm în mintea noastră, în sufletele noastre. Eu am avut câțiva ani când fotografiam curțile vechi lui Chișinău. Curțile sunt un univers aparte în Chișinău și chiar am avut o întâlnire foarte curioasă cu Valentina Brâncoveanu, care mă întreabă: Mihai, unde ai fotografiat căsuța asta? Și spun: pe strada Cutare, mă duc să o pictez. Și cred că aici se întrevede o conexiune între fotografi, între chișinăuieni și dintre pictori care își aleg Chișinăul lor. Precum fiecare loc din lume are o poveste, o istorie, la fel și firul orașului Chișinău izvorăște dintr-o serie de legende. Istorii în care fiecare dintre noi își poate citi și descoperi o nouă viziune asupra capitalei. Cei care vor vizita această expoziție vor descoperi un alt Chișinău, un Chișinău al culorii, al frumuseții, al toamnei, al primăverii, al iernii. Prin expoziția de pictură Chișinăul prin timp, artista și poeta Galina Vieru subliniază frumusețea acestui minunat oraș. Da, noi trecem în fiecare zi pe lângă unele dintre aceste edificii colțișoare surprinse de Galina Vieru, însă nu totdeauna le acordăm privirea de ansamblu sau nu o surprindem așa cum a surprins-o Galina Vieru. Poate ar trebui să mergem mai atenți, mai încet, că suntem prea grăbiți, ca să observăm frumusețea din jurul nostru. Fiecare dintre lucrările pictoriței este o explozie de culoare și armonie ce ne aduc senzația de sărbătoare mai aproape. Pentru mine Chișinăul este absolut diferit în diferitele stadii ale zilei. Zorii îl fac roz și foarte intim și foarte frumos. Seara îi dă o alură de eleganță. Soarele amezii îl face și mai alb decât este. Deci întotdeauna ar fi minunat să atragem atenția la schimbările luminii asupra orașului Chișinău. Pentru a vedea Chișinăul prin prisma de nuanțe și culori a pictoriței Galina Vieru, faceți o vizită Muzeului de Istorie a Republicii Moldova până pe 30 noiembrie.